Cifre mai optimiste, dar nu pentru mult timp. Deși virozele bat în retragere săptămâna aceasta, valul de îmbolnăviri ar putea crește din nou. Este din cauza revenirii copiilor din vacanță. Cât ține de gripă, situația se menține alarmantă. Aceasta a răpit săptămâna trecută 4 vieți. Ultimul pacient avea flurona, adică era infectat simultan cu gripă și coronavirus. Noi credem că în această săptămână am putea să avem în continuare o creștere totuși a infecțiilor respiratorii datorită revenirii în colectivitatea copiilor. Ce ține de infecțiile cu gripă, cu certitudine vom avea o continuă creștere, cel puțin până la sfârșitul lunii ianuarie. Potrivit datelor oferite de Boris Gâlcan, Chișinău, săptămâna trecută au fost confirmate 162 de cazuri de gripă, 99 dintre ele fiind în rândul copiilor. 128 de persoane cu forme mai grave ale bolii au fost spitalizate. Deși spitalele municipale rămân supra-solicitate, toți pacienții care au nevoie de tratament în spital sunt internați. Mai ales că numărul cazurilor de infecții respiratorii acute s-a redus cu aproximativ 30% față de prima săptămână din acest an, când s-au înregistrat cele mai multe cazuri de viroze. Specialiștii vorbesc de suprapunerea a câtorva infecții virale. Vorbim de dublă infecție sau chiar triplă infecție atunci când pe fondul de infecții respiratorii se poate asocia virusul gripal sau și virusul COVID. Asemenea, cazuri au fost raportate și în România, mai puțin la noi în Republica Moldova. Cât despre nivelul asigurării cu medicamente, Boris Gâlca mai spune că, cel puțin în Chișinău, nu există un deficit de preparate antivirale. În ultima săptămână, 4 oameni au murit din cauza gripei. Ultimele 2 decese au avut loc vineri, 13 ianuarie. Este vorba despre 2 bărbați de 54 și respectiv 52 de ani. Cel din urmă avea flurona, adică era infectat simultan cu gripă și coronavirus. Pentru a evita îmbolnăvirile, oamenii sunt îndemnați să respecte aceleași măsuri de siguranță, ca și în cazul pandemiei COVID-19.